Doamna Emilia Amariei s-a născut în comuna Borca, după cum știți, și a absolvit liceul la Borca, iar niciodată nu vine cu mâna goală, tot timpul vine victorioasă. Este a doua oară când vine cu cele două cărți pe care le va lansa astăzi. În liceu îi spuneam Mii și nici nu știam că este o premoniție, pentru că Mii era un personaj din Budulea Taichi a lui Slavici și iată cum Mii a ajuns pe meleaguri ardelene, a fost adoptată acolo, se simte foarte bine, dar acasă este acasă. Acasă înseamnă, acasă este o stare de spirit pentru Mii. Filozoful Richard Bulcănescu spunea că românul are un defect. El nu face lucrurile când trebuie, ci că le face atunci când nu se mai poate să le mai facă. Iată că pentru doamna Emilia Amariei este momentul oportun. Deci a făcut, face lansarea aceasta de carte exact când se poate. A ajuns la o anumită maturitate artistică, ea a trăit tot timpul poezia, chiar dacă nu a publicat-o în cărți, a publicat-o în reviste, dar a trăit poezia, a avut o experiență de viață fructuoasă și iată că vine cu aceste două cărți pe care le vom prezenta astăzi. Avem o astăzi de seamă, bine, în afară de domnul primar și de domnul director al liceului Vasile Amariei. Avem invitat pe domnul Ion Prițacaru. El spune așa, dumneavoastră spune așa, inginer proiectant energetic, un modest epigramist și poet, un mare admirator al inegalabilei Emilia Amariei. Emilia Amariei mai adaugă sufletul evenimentelor dedicate anului centenar, dar și al altor evenimente de pe rata județului Bacău, născut la Parincea în județul Bacău. Domnul Nicolae Păciuț, bistrițean, a terminat Facultatea de Filologie, secția română engleză, Universitatea Pavel Voioi din Cluj-Napoca, doctorat în litere la Universitatea Pavel Voioi din Cluj-Napoca cu o teză despre caragiale, Cehov și Ibsen. Masterat la Universitatea Pavel Voioi, Facultatea de Științe Politice și Administrative. Și a început activitatea publicistică în timpul studenției la revista Echinox, pe care eu și Aurel Dumitrașcu am admirat-o foarte mult și care venea foarte greu la Borca pe vremea aceea, Cluj-Napoca, unde a fost redactor, apoi secretar de redacție. A fost profesor, director adjunct la Școala Generală Găiești, județul Mureș. Redactor la revista Vatra, Târgu Mureș, corespondent la televiziunea română București, departamentul emisiunilor informative, redactor șef la revista Antipomos, Târgu Mureș, redactor șef la revista Mondo Business, Târgu Mureș, redactor cultural la cotidian Cuvântul Liber, director la revista Alfa, Târgu Mureș, secretar de redacție la revista Societatea în Control, Târgu Mureș, director la revista Gura Lumii, Târgu Mureș, redactor șef la revista Teatru, Teatru, Târgu Mureș, redactor șef la revista Ambasador, Târgu Mureș, coordonator al publicațiilor Gazeta Regiunii, Informația Mureșană, Făgurel, și Codul Cosminului, publicații pentru Bucovina de Nord, tipărite la Târgu Mureș, coordonator al revistei Comlodul, Cădruciu, județul Mureș, Fratul Didactic Asociația Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, publicist comentator la Mesagerul de Bistrița Năsăul, director la Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Mureș, membru al Consiliului de Administrație al TVR, membru suplant, deputat în adunarea eparhială ortodoxă de Alba Iulia și deputat în adunarea națională bisericească, bursier al Magazine Publisher of America. Și ea a fost editat CD-ul Muntele Atos din Muntele Atos, realizat de Margareta Pușcaș la Radio Târgu Mureș, a editat la editura Tipomur aproape 400 de titluri din 1991 încoace, a scris 10 prefețe, postfețe.
a realizat aproape 3.000 de reportaje TV. Acum mă gândesc dacă domnul Văciuță are viață personală, așa cum spunea și Nichita Stănescu, poetul ca și soldatul nu au viață personală. Da, acum voi da cuvântul domnului primarul Comunei Borca pentru cuvântul de terminare. Distinși invitați, stimat auditor, participă astăzi cu emoție și deosebită bucurie la această dublă lansare de carte și sunt onorat să mă aflu din nou alături de doamna Emilia Amariei și de distinși invitați în această după-amiază când revin în comuna natală pentru a-mi împărtăși gândurile, dorurile și emoțiile pe care le-a adunat sub cele două titluri. Sunt dragoste de patria mea și scrisorile de stimă. Astfel, autoarea și se înscrie într-un cerc mult mai larg de poeți care au absolvit în timp liceu merg sau doamnă din între care avem Dumitrașcu, Radu Torescu, Mihai Nicuiță, Vasile Cojocaru Filipu. Tematica abordată este vastă, înglobează punctul existențial al vieții, problematica religioasă, viața socială, iubirea, prietenia, singurătatea, amintirile din copilărie, bunica, mama, tata, drumurile vechi și noi, femeile satului, obiceiurile de sărbători, dorul de casă, de părinți, de neam și de țară. Viitorul ne construiește ținând cont de trecut, viitorul se construiește ținând cont de trecut, locurile natale, oamenii care ne-au conjurat cu amintiri. Despre ele ne vorbește doamna Emilia Amariei. Lucruri esențiale pentru orice bun cetățean și patriot care se constituie în strălucite modele pentru timpul prezent. Într-o mărturisire, autoarea susține. Oriunde mi-ar fi pucat pașii, nicăieri nu am găsit alinare decât în patria mea. Am scris, am gândit, m-am rugat, am cântat, m-am jeluit românește. Am dus cu mine lupt, dar și spirit românesc. Poemul mi-a fost alinarea când dorul de țară, de casă, de părinți îmi ardea sufletul. Am adunat în ființa mea toate lacrimile poporului meu și le-am transformat în poem. Popor al meu, mult iubit și dăruiesc cu toată dragostea. Ține dăruiesc cu toată dragostea. Sentimentele pot fi exprimate prin cuvinte, dar nu orice sentiment, ci doar acelea care provin din inimă și care sunt și una cu ceea ce simte autoarea care acordă și importanță deosebită cărții în viața omului. Asemenea, un element central al creierii unui psihic sănătos, pentru că o carte bună este un îngăier. Este un demn la a trăi, în afara nedreptăților, a prejudecăților. Personal, consider că scrierile sale reprezintă propria sa viziune despre lume și viață. O aștept cu noi volume, pentru că prin cele publicate până acum și-a proiect cu chisosință un loc în rândul scriitorilor de la Borca și, în mod cert, în literatura română actuală. Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi aici, în Domnul Cultural Borca. Vă felicit, doamna Emilia Amariei, pentru tot ce ați realizat până acum. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă pentru a continua cu aceeași pasiune și competență activitatea pe termenul literatur. Am avut plăcerea să o cunosc pe doamna Emilia Amariei, cu toate că nu fac parte din intelectualii comuni, mă consider un om simplu, dar simt. O apreciez
o felicit și mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut. Încerc, în parte, poate reușesc să sprijin și să fac tot ceea ce îmi este în putință, să ajut, să promovăm tot ceea ce este bun. Tradiții, sport, cultură, învățământ. Vă mulțumesc! Pentru că un grup de copii din clasa 11 au prezentat în clasă. Pentru că un grup de copii din clasa 11 au pregătit un spectacol de poezie dedicat doamnei Emilia Amariei și pentru că unii dintre ei sunt navetiști, știu ce permisiunea de a invita pe ei pe scenă să susțină recitalul de poezie, ca să poată pleca. Ascultându-i lumii glasul și prin poduri vechi, în sacii roși de noi, mort cu ceasul, licurici se aprind deodată în tăcerea de vântul, iar în liniștea ciudată mă opresc și ascult pământul. Pulsul mi se zbat în vene, îmi curg șoaptele prin sânge, lăcrimându-mi pe sub gene uneori pământul plânge. Și scurgându-mă în adâncuri, îi simt inima rănită, cum pulsează verde în crânguri și în câmpia înverzită. Cum se zbat în flori și în grâne, sau în mele pârguite, ascunzând sub strânci bătrâne, jalea lumii lăguite. Eu cântac mă gânduri, adiind ca niște boaluri, curg cuvinte printre rânduri, precum apele între maluri. Eu cântac precum tăcerea, învăț taina ascultării, spre a putea primi căderea ca pe dor, ca pe darul Dumnezeului. Sunt dragoste de patria mea. Iubesc pământul întreg și toate popoarele lumii. Totuși, patria mea rămâne iubirea. M-am locodit cu ea în secunda aceea, că lumina mi-a rămânit în ochi, aerul îmi umplu senările cu iz dulce de praf. Cătura mamei mă înnoia ca un cântec, atunci am știut că nașterea mea e o doină. Iubesc viața în trupul primit, ia pulsul naturii cu inima, urechea mea ascultă șoaptele munților, în creștetul zării, când fluieră vitejii, lupii se adună la sfatul străbun. De prin toate poveștile ies mai duci neamul. Cai sălbatici așteaptă prin codri, la un semn frâile vor fi puse și iubesc apa vie din sânii stâncilor, grotele umede îmbrăcate în muși, focul din mijlocul nopții scânteindu-mi mărtejuri, stânele părăsite pe timpul iernii, oricum m-ar numi, oricât m-ar certa, eu sunt dragoste de patria mea, de țărâna ei, de istoria ei, de numele ei, de inima rămânită a patriei. Formule. Ți-am vorbit și rotund și ascuțit, în dreptunghi sau în pătrate și forme neregulate, dar cu trigonometria, linia sau simetria,
N-am aflat nicio tangentă, niciun unghi sau vreo legendă. N-am găsit necunoscute și am rămas doar cu dileme, rezultate din probleme cu formule neștiute pentru minți nepricepute. N-am fost singur la greu. Doamne, ce stăpânești mai sus fire, ține poporul dacic în unire și daci, dă-i, Doamne, o trezire. Străbunii noștri ne sărui prin flori și apoi rodesc în noi adeseori. Încă răsar din vechile morminte, în hotele de grâu și în cuvinte, ei investesc pe plagă sfinte. Cu țara noastră este Dumnezeu, vom birui oricât ne-ar fi de greu. Istoria nu este mărturia, dar noi stăpână este bucuria, grădina Maicii Sfintei, România. Mulțumim Emilia Amariei, este a Ievea, avem lansarea altor două cărți în mai puțin de un an la Borca. Felicitări și mult succes în domnul. Ca și data trecută, am încercat să fac temele așa cum am fost un elev silitor în școală. Și agrați-mi voie să reproduc câteva cuvinte, câteva gânduri pe care le-am așternut pe o coară de hârtie. Stimat auditoriu, aș începe prin a preciza că, iată, în mai puțin de un an, ne întâlnim pentru a doua oară la o dublă lansare de carte a îndrăgitei și cunoscutei noastre autoare, Emilia Amariei. Aceasta înseamnă, în primul rând, tenacitate, prolificitate artistică, o ușurință a scrisului ce provine în mod clar dintr-un talent scriitoricesc născut al Emiliei. Ne amintim așadar, în septembrie trecut, draga noastră mine ne provoca cu două titluri incitante, cu două volume de versuri, Nu ne mai vrea pământul și Dator Coțară. Cele două volume de poezii ne relevau atunci o Emilia Amariei sensibilă, cu nostalgia copilăriei, a locurilor natale, cu un patriotism puternic, hotărâtă în a promova cu insistență valorile autentice și a invita pe contemporan să se ridice la înălțimea bunilor și stăpânilor noștri. Poeziile sale sunt pline de emoție ușor transmisă către cititor.
Poeta îndeamnă la respect, toleranță, iubire între oameni. Prin strigătul disperat al autoarei generat de realitățile contemporane, aceasta îndeamnă la iubire de țară, iubire de glie, de neam, de înaintași, la trezirea seminilor și promovarea acestor valori. Dacă atunci întâlnirea avea loc în prima lună de toamnă, iată-ne acum la începutul verii, primind în dar alte două volume, de asemenea cu titluri foarte sugestive, așa și cum trebuie. Sunt dragoste de patria mea și scrisorile destinului. Înainte de a deschide prima carte, încă după titlu mi-am zis că linia directoare trebuie să fie în jurul acelorași valori. Și nu am greșit cu nimic. Regăsim aceeași muzicalitate a versului, acela strigă de deznădejde că ne pierdem țara sub ochii noștri, același îndemn la toleranță, respect, iubire de neam și de țară. Emilia Amariei mi se dezvăluie din nou ca o mare iubitoare de oameni în general, dar ca o mare iubitoare de neam în particular atunci când ne spune: iubesc pământul întreg și toate popoarele lumii, totuși patria îmi rămâne iubirea. Poeta își mărturisește iubirea necondiționată împotriva oricăror obstacole, declară de-a dreptul dragoste țării sale atunci când ne spune: oricum m-ar numi, ori și cât m-ar certa, eu sunt dragoste de patria mea. Poeta trăiește așadar în dragoste de neam și țară, fiind bună cu acestea, hrănindu-se recursiv reciproc, poeta devenind dragoste, iar dragostea de neam devenind poezie. Aceeași multitudine de mesaje, dar de fiecare dată sub altă formă, o muzică mereu și mereu nouă și generând un complex de emoții. Dacă în sunt dragoste de patria mea ne reîntâlnim cu o poezie a Emiliei Amariei, deja dragă și cunoscută nouă, dar mereu altfel oferită cititorului, iată că prin scrisorile destinului, Emilii ne relevă și talentul de narator, ceea ce nu poate să nu ne ducă pe alocul gândul la binele cunoscute amintiri din copilăria ale marelui Ungrean. Și aici, ca și acolo, întâlnim evocarea cu nostalgia locurilor natale și a oamenilor lor, ne întâlnim cu ironia, cu umorul țăranului român, cultivat în fața vicisitudinilor vieții, ne este amintită relația cu divinitatea, legătura puternică cu pământul. Suntem captivi, sau ținuți captivi, într-o călătorie pe care autoarea ne oferă, călătorie preserată cu o serie de fapte, întâmplări, care ne sunt evocate așa cum au fost percepute de scriitoare prin ochii copilului de atunci. Mi se amintește că perioada copilăriei este irepetabilă și că este, poate, cea mai frumoasă, mai lipsită de griji, de orgolii, de răutăți, perioadă din viața omului. Scriitoarea ne demonstrează că este un narator cu o memorie foarte bună, este un povestitor riguros, atent la detalii, din moment ce sunt ilustrate cu exactitate la mai bine de 40 de ani, cuvinte, gesturi, atitudini ale partenerilor de joacă sau ale oamenilor mari. Fără a avea pretenția unei obiectivități absolute, în definitiv fiind prezentate fapte, oameni, locuri, așa cum au fost percepute la acea vârstă, Emilia Amariei face practic o poză, o radiografie a satului românesc de munte din perioada anilor 60-80 a secolului trecut. Așadar, dincolo de aceste pretenții, cartea sa poate fi folosită și ca sursă de documentare pentru lucrări științifice cu caracter monografic. Regăsim prezentate obiceiuri, tradiții, îndeletniciri, tipuri de personaje, locuri, jocuri. Ne reîntâlnim cu familia tradițională, cu copii mulți, crescuți în frică de Dumnezeu și educați să muncească cinstit, să-și iubească semenii, locul natal și țară. Ne reîntâlnim cu umorul și creativitatea țăranului român, creativitate dezvoltată poate ca o reacție împotriva tingilor sistemului comunist, ale cărei efecte de altfel le simțim din plin astăzi. Este vorba despre scăderea drastică a populației, inversarea valorilor, degradarea relațiilor dintre oameni, încurajarea nemuncii, slăbirea sistemului de simțului de apartenență la popor, scăderea dragostei de țară și multe altele pe care le putem reuni sub sintagma calitatea vieții scăzută. În fața realităților prezente, nu știu dacă umorul, ironia, autoironia ar fi arme suficiente pentru a îndrepta lucrurile, dar cu siguranță pot fi variante pentru supraviețuire individuală și dezvoltare personală.
Fără doar și poate, și în scrisorile destinului găsim o muzicalitate a povestirii, prin care sunt transmise emoții cititorului, muzicalitate tributară talentului deja consacrat în versuri al autorului. Mulțumim Emilie că a ales Borca și oamenii săi să fie portași la lansarea spre lume a altor două cărți ale sale. O felicităm sincer, îi urăm sănătate și putere de muncă și, în ultimul rând, îi spunem că așteptăm cu drag la Borca și cu ocazii viitoare. Aș încheia subliniem faptul că, în mod clar, rezonăm la problema patriotismului, a depopulării țării, la faptul că generația noastră a primit de la înaintași o comoară de țară, iar noi nu știm ce vom lăsa copiilor noștri, care ne vor spune, pe drept, la toți vânzători, poate că nu. Poate că nu e prea tot. Mulțumim Emilia Amariei că ne repeți la infinit acestea. Așa cum spuneam, pentru cei care ați fost și în septembrie, pare a fi un deja vu, din nou am fost însărcinat decât de profesorul meu de matematică, domnul Mihai Dorotei, care, din păcate, nu poate să fie nici de această dată fizică alături de noi, să transmit câteva gânduri Emilie și celor prezenți. Sabasa, marți, 5 iunie 2018. Draga noastră poetă, elevă poetă, mulțumesc pentru invitație, cu imaginația ta înțelegi de ce nu am venit. Ai fost totdeauna o elevă extrem de harnică, cu minte, talentată, frumoasă și iubită de colegii tăi și de profesori. Datorită acestui complex de talente, de virtuți date de Dumnezeu, reușesc să scrii și să publici așa de repede o nouă dublă lansare de carte. Sigur că talentul tău a fost lecuit într-o muncă titanică și a ieșit ca un diamant strălucitor cu multe fețe. Eu și doamna mea, învățătoare Ioana Doroftei, te felicităm pentru aceste victorii reușite de tine pe acest tărâm al poeziei, al unei poezii care mobilizează sufletele și trupurile cititorilor la unitate între români, la dragoste de neam, de credință, de scumpa noastră România. Te îmbrățișăm pe fat, ca pe fata noastră. Eu am fost prieten cu părinții tăi. Poetul Mihai Niculiță. Este să puteți. Este lista și portatoarea Ana Bordar, doamna profesoară Ana Bordar. Bună ziua! Și mă bucur să revin în sala Premiului Cultural, unde am avut onoarea să mă particip o dată de 22 septembrie. Mi se pare, am trecut, când am fost fascinat, efectiv, de valoarea politică a poetei Emilia Amariei. Vreau să vă transmit, în primul rând, un salut călduros din partea băcăuanilor, care mulți, cunoscând valoarea doamnei Emilia Amariei, v-au urmărit cu un viu interes desfășurarea acestei lansări frumoase de carte. De asemenea, vă transmit că dorința domnului secretar de stat, Joe Popa, ar fi dorit să fie alături, să participe în această lansare de carte, dar evenimentele deosebite au reușit să-l rețină și să-l transmită rugămintea ca eu să vă transmit din partea dânsului calde urări, felicitări pentru ziua în care dumneavoastră vă adunați să sfințiți talentul poetei Emilia Amariei. Țin să mulțumesc pe această cale domnului primar pentru că a găsit
timp să-și ridice valorile, să-și decânte, să le pună pe dreapta care le merită și prin aceasta să demonstreze că aici, pe lângă celelalte preocupări, cultura este la înălțime. Categoric, toată această problematică a fost posibilă prin doamna Emilia Amariei, care a făcut tot ce a putut ca prin a doua lansare de carte, în mai puțin de un an de zile, să ne adune și, în același timp, odată cu lansarea de carte, să se poată omagia centenarul Marii Uniri, care, de fapt, se regăsește în totalitate în poezia patriotică a acestei eminente poete. Sigur, eu am ales pentru a fi mai edificator o poezie care mi-a mers la suflet, adică nu știu dacă există poezie să nu meargă, dar dumneavoastră veți avea posibilitatea să faceți rost de această carte, sunt posibilități multiple, și să vedeți dumneavoastră nectarul culturii la dumneavoastră acasă. De aceea o să dau o citire uneia dintre poezii care remarcă dragostea poetei de satul în care s-a născut și care a lansat-o. Când mă cheamă depărtarea din certacul casei mele, cu o mână zgârizarea cu cealaltă un cer de stele. Peste munți mă poartă gândul cu iubirile împreună, cu un picior ating pământul cu un altul cald pe lună. Și prin creiere cu ații se rezolvă de la sine, ochiul strâng străpunge spații, ochiul drept privește în mine, iar cu al treilea văd Duhul ce pătrunde în volta sfântă, arii ce cuprind văzduhul către cercuri, către ceruri noi se avântă. Mă revărs printre cuvinte, ca printr-un ocean de raze, împletite zămălinte, ca răcoarea unor oază. Unde sângele nu curge și nici carnea nu-i stăpână, prin portarul de miurge, mă duc îngerii de mână. Fenomenal! Eu am citit o poezie, iar dumneavoastră, cu siguranță, le veți citi de toate celelalte. Dar eu, ca să pot dezvolta caracterul genului poetic a doamnei Emilia Amariei, i-am dedicat efectiv o poezie. Intitulată Emilia Amariei. Frumosul chip ascunde atâta har, talent nemărginit și fantezie, o floare rară plină de nectar, laborator astral de poezie. Conștiința-i un fuior de aur, din care toace gingaș, vers cu vers, lăsând culturii un frumos tezaur, potop de stele din propriul univers. Sortimanta, talentul literar, plăcut, subtil și metaforizat, și admirând curajul temerar, mesajul românesc înflăcărat. Mesajul încărcat de energie, puternic reflector contemporan, ce oglindește fermă prin poezie, potoanele grești din subteran. Cu atâta măiestrie nestrecoare pe un dulce românesc patriotism și o imensă dragoste de sală în centenarul de românism, să ne trăiască mâria sa regină, ce cu talentul său ne cucerește, încălzindu-ne cu raza de lumină din spiritul ce astăzi ne unește. Din partea liceenilor, ansamblul de dansuri, izvorașul Bărcutului, veți avea o surpriză foarte plăcută.
păsări, de iubire și de mare și nu băgăm de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare. Ne amăgește leia unui vis pe care îl anulăm în coșovăire. Ne reculegem într-un cer închis ce nu permite ochilor să admire. Ne răsucim un așteptăm posa însingurați în doi, din lașitate, mințindu-ne cu guri care pe fapt înzgură sărutările sărate. În fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare și nu băgăm de seamă că un loc rămâne un deșert de disperare. Domnule primar, distins autoare, iubit public, iubitor de cultură, iubitor de poezie, pentru mine este un moment deosebit astăzi, acum aici, pentru că vin într-un loc unde n-am reușit să mă opresc niciodată. Am trecut de mai multe ori și de fiecare dată îmi reproșam că nu stau pentru că nu e acasă Aurel Dumitrașcu. Nu mai e acasă Aurel Dumitrașcu, cel pe care l-am cunoscut în tinerețe, suntem colegi de generație, rămânem colegi de generație, literatura lui aparține unui anumit moment literar, dar iată că Emilia Amariei mă aduce, fiindcă acesta este termenul, mă aduce acum aici cu dragul de poezie pe care ea îl răspândește peste tot. Trebuie să vă mărturisesc că nu credeam că există atâția autori în Borca. Dacă e să facem acum repede aritmetică, la populația pe care o are localitatea Borca și nu comuna Borca, cred că e localitatea cu cel mai mare număr de poezi pe metru pătrat. Ceea ce... Ceea ce este creditor pentru felul în care se poartă domnul primar. Pentru mine este un caz cu totul și cu totul unic. N-am mai auzit în viața mea un primar care să spună că nu se pricepe la cultură. Toți spun că se pricepe la toate. Însă este clar că nu se pricepe la nimic. Domnul primar a zis că nu se pricepe la cultură, dar încearcă să sprijine cultura. Cred că aceasta este formula ideală de primar, așa cum îl vedem noi dintr-o perspectivă a celor care cred. Noi nu avem nevoie de primari pe care să-i periem, nu avem nevoie de primari pe care să-i obțin, că-i votăm. Dar nu avem nevoie de ei ca să le arătăm cât de mari sunt. Avem nevoie de ei ca ei să aibă grijă de noi, cei care încercăm să păstrăm identitatea noastră culturală. Identitatea noastră națională, fiindcă fără cultură, devenim foarte ușor din popor populație. Adică statistică. Adică un număr de cetățeni. Cine dorește acest lucru? Că fiecare dintre noi crede că el este o entitate bine distinctă, care are personalitate și că înseamnă ceva. Păi noi trebuie să însemnăm împreună ceva și acest împreună nu poate să însemne decât cultura. După cum vedeți, e ușor să găsim aceleași bunuri și în Borca și la Paris. Nu e nicio problemă. Pot să apară industrii identice și la Bacău și la munte. Nu mai face nici economia, nici industria, nici... Poate că agricultura mai face diferență. Nimic nu nivelează mai mult decât tendința asta de spiritualizare a granițelor. Rămâne culturii să facă diferența specifică, rămâne culturii să ne lase nouă actul de identitate, de legitimitate, pașaportul nostru în lume. Vedeți când ne ducem în străinătate, cu ce ne ducem? Să arătăm fractoarele noastre, mă îndoiesc. Strucurile noastre, cu atât mai puțin. Ne ducem cu mesajul cultural. Toate delegațiile care pleacă din România în lume, pleacă cu un mesaj cultural. Și când vin alții la noi, ce le arătăm? Fabrici și uzine sună ca dracu. Le arătăm un tezaur
moștenit și care este chiar de valoare inestimabilă. Noi cei care, nu, și dumneavoastră și noi, dorim să păstrăm acest tezaur. Dar tezaurul nu este un bun care rămâne în istorie. Tezaurul își are dinamica lui, iar noi, scriitorii, artiștii, încercăm să sporim acest tezaur. Tezaurul este bunul în care ne regăsim cu toții. Nu unul care să ne fie străin de tradiția noastră, de spiritul nostru, de credința și de limba noastră. Cred că Borca, pot să spun acum cu mâna pe inimă, este un loc binecuvântat de Dumnezeu, cel puțin din acest punct de vedere al interesului pentru cultură, al interesului pentru poezie. De regulă, și n-am spus-o eu, a spus-o un poet german, Kölderlin, omul locuiește, și totuși în timp poetic, locuiește omul în lumea aceasta. Sigur că ideea de a locui poetic nu înseamnă că ar trebui să vă aplicați toți de poezie să scrieți. Ferească Dumnezeu! Nu de asta, dar ne e teamă nouă ăstora mai expirați de concurență. Dar există un mod de a trăi poetic în fiecare clip a vieții noastre. Și vă dau un exemplu. Sunt și copii și o să le dau și lor un exemplu. Că și ei trebuie să trăiască, să rupească poetii lumea aceasta. Și încep cu ei, că ei sunt viitorul. Când un băiat se îndrăgostește de o fată, ce îi spune? Draga mea, ala pătrat, din sfera pătrat, este egal cu actul sufletului ca mine. Credeți că asta o să-i spună băiatul? Găsește-i, draga mea, ce-au făcut ei, nu vezi că s-au sculpturat castani, nu vezi iarba, cât rouă, ce miros proaspăt are. Aceasta este poezia. Nu trebuie neapărat să scriem un text ca să trăim poetic. Să urcăm puțin în timp și să vorbim despre noi. Despre viața noastră cotidiană. Atunci când mama, soția, sora fac o mâncare deosebită, ce spune? Vai, ești extraordinar, ai făcut niște mâncare. Sunt așa și pe dincoace. Replica este una care confirmă ideea pe care am enunțat-o înainte. Am pus un pic de suflet când am plătit. Dragii mei, aceasta este poezia, aceasta este frumusețea vieții, să punem în fiecare clipă, în tot ceea ce face, puțină poezie. Ne ajută și Emilia Amariei să punem în tot ceea ce face, puțină poezie. Spre surprinderea dumneavoastră, poate, și chiar spre surprinderea mea, Emilia Amariei este singulară în toată istoria poeziei românești. Cel puțin dintr-un motiv. Este singurul cântăreț de muzică populară deștept. Restul sunt cântăreți de muzică populară. Emilia Amariei este deopotrivă cântăreț de muzică populară, dar și-a făcut și o cultură, iar din această cultură și din viața ei, fiindcă Emilia Amariei scrie cu viața ei, așa și scrie cărțile, din această cultură ea și-a creat o identitate, cum spuneam înainte, singulară. Cântă cu același înalt profesionalism, scrie cu același înalt profesionalism. Repet, pune în tot ceea ce face poezie. Vândem cu toată sinceritatea și credeți-mă că nu vreau să vă văd cu apă rece. Poezia Emiliei Amariei este una care reverberează și care vă pătrunde. Nu sunt naivi. Știu că citiți foarte rar poezia, aproape deloc. Pentru că asta este viața. Numărul celor care citesc, în general, se reduce. Dar numărul celor care citesc poezie, spre regretul meu, care scriu poezie, este tot mai mic. Trebuie să ne reîntoarcem la poezie. Emilia Amariei ne ajută să ne reîntoarcem la poezie. Tot orizontul existențial este cuprins în poezia Emiliei Amariei. Și dragostea, și ura, și tristețea, și bucuria.
și credința și lipsa de credință, și disperarea și exaltarea. Ar spune probabil și ea ca Terețiu că nimic din ceea ce omenesc nu este străin. Tot ceea ce este în parcursul ei existențial este recuperat și turnat în poezie. Și o face nu ermetizând mesajul, ci foarte deschisă, în așa fel încât să nu existe niciun fel de dubiu în ceea ce privește semnul pe care îl transmite. Fac o mică paranteză și cred că e important acest lucru pentru mesajul, pe înțelesul publicului larg al poeziei. Un mesaj pe înțeles nu înseamnă că poezia este mai slabă. E foarte greu să scrii simplu și să fii înțeles. Cel mai greu e să fii alambicat și să nu te înțeleagă nimeni. Și toată lumea zic, ce... e extraordinar. Și acum, în paranteza pe care vă ziceam ca să întărească această poezie, eram la o întâlnire literară cu colegi poeți ortodoxi în satul Maier, din județul Bistrița. Și fiindcă eram mulți, ne-am împărțit într-o localitate unde erau pe scenă, alții în sală și tot așa ne roteam. Știm că la un moment dat o să se satură țăranii de noi și o să ne spună să plecăm. Erau doi țărani în spate când eu eram acolo și colegii în față și vorbeau atâta de frumos și de pe scenă. Vă spun, aveam un braț că am crezut că sunt Academia Română. Dar cei doi din spate care țâțâiau admirație, nu știau ce să mai zică și să spunem generic, că nu știu cum îi chema, Ion îi zice, celuilalt zice, mă, vezi ce fain trăiesc oamenii ăștia, tare fain, extraordinar de fain. La care, nu, celălalt zice, Ion zice, e mă, dar nu înțeleg nimic. Emilia Amariei este cea care te face să înțelege ceea ce vă transmite. Poezia ei, pentru mine este, spuneam și înainte, o mare surpriză. Noi ne-am cunoscut 87-88 la Reghin. Eu eram tânăr redactor la revista Lata din Târgu Mureș. Ea era tânără cântăreață de muzică populară. Aproape că sunt în ceața acele momente ale întâlnirii noastre. Nu localizez exact ce s-a întâmplat atunci și ne-am cunoscut. Dar ne-am revăzut după 35 de ani, aproape, fără să știu că ne-am întâlnit vreodată. Am citit-o ca pe o străină, străină în sensul că era un autor pe care nu-l cunoșteam și am rămas cu totul și cu totul mimit de prospețimea cu care readuce în circulație versul clasic, versul tradițional, versul care are o foarte mare încărcătură de muzicalitate și care reverberează foarte repede înspre sufletele noastre. Apoi am descoperit la Emilia Amariei ceea ce n-am mai descoperit la niciun alt poet până la ea. O tristețe fără margini a înstrăinării. Fiindcă primele poeme pe care ei le-am citit vorbeau despre pierderea sensului existențial prin înstrăinare, prin căutarea unui loc mai bun de muncă în străinătate, nici nu neapărat un loc mai bun, ci pentru un câștig mai bun, că locul de muncă în străinătate, spunea Emilia Amariei, ce domnul Văciuț, sclavacism modern. Asta se întâmplă cu românii în străinătate. Despre acest sclavacism modern, scria pe Emilia Amariei, fără să o facă cu ostentație, fără să o facă cu limbuție, ci cu un dramatism extraordinar. Descopeream nu suferința unor oameni, ci suferința unui neam. Ceea ce este una dintre meritele extraordinar de importante ale poeziei Emiliei Amariei. A venit Vulcan. Dacă e să compar cu regimul militar, în rafale de mitralieră cu cărțile. Pentru că acumulările în timp ale Emiliei Amariei au fost extraordinare. Iar ea a răvâznit vulcanii și de aceea nu, nici 10 luni a cipărit 4 cărți. E o performanță, dar nu sunt cărțile de acum.
Chiar dacă au fost scrise sau rescrise acum, ele sunt cărți care adună o biografie. Pentru că, spuneam și la început, Emilia Amariei scrie cărțile cu viața ei. E biografia ei, dar nu o biografie a unei entități rupte de lume, ci o biografie în care, și din nou mă repet, ne regăsim. Fiecare avem sentimentul că și mie mi s-a întâmplat asta, și eu am trăit acest lucru, și mie mi se potrivește ceea ce scrie Emilia Amariei. E un lucru extraordinar. Domnul director a surprins câteva repere ale acestui traseu poetic al Emiliei Amariei, pentru că așa este. Poezia ei este o poezie socială, poezia ei este o poezie religioasă, poezia ei este o poezie de iubire, iar corolarul este iubirea de patrie. Ea scrie o poezie patriotică într-un moment în care patriotismul este considerat delic. Să nu cumva să vorbești de patriotism, că înseamnă că ai ceva cu valorile europene, cu, știți dumneavoastră mai bine decât mine, cu ce. Trece peste astfel de prejudecăți Emilia Amariei și scrie despre patriotism cu o frumusețe. Mai este un autor la Târnăveni care scrie poezie patriotică atât de frumos. De 29 de ani în România nu s-a mai scris poezie patriotică atât de frumoasă cum scrie Emilia Amariei și cum scrie Răzvan Ducan de la Târnăveni, fiindcă lumea se sperie după ce poezia patriotică a fost compromisă din adresabilitate din partidului și conducătorului iubit și mai puțin valorilor neamului, încât le e greu unor scriitori să se reîntoarcă la aceste valori. Emilia Amariei face acest lucru și o face cu o tulburătoare frumusețe. Oriunde ați deschide cărțile de poezie ale Emiliei Amariei, veți găsi o emoție puternică pe care o veți recerca-o cu toată ființa dumneavoastră. De încercat. Faceți acest exercițiu oricând și acum și veți vedea că nu vă mint, că nu vă păcălesc, pentru că nu m-aș respecta pe mine dacă v-ați transmite un mesaj fals, unul în care nu cred. Proza Emiliei Amariei din această carte, Scrisorile destinului, este la rândul ei o continuare a unui demers poetic. Toată lumea din poezia ei este și în proza ei, dar spre deosebire de poezie, aici lucrurile intră și într-o geografie. Pentru că, nu știu dacă există o monografie a localității Borca, a comunei Borca, în cartea Emiliei Amariei, multe dintre textele ei se adună suficientă informație pentru o monografie a sufletului celor din Borca. Toate prozele ei, începând cu cele amintirile din copilărie și până la cele care evocă chipul mamei sau chipul unei existențe de copil orfan și care a intrat într-o familie în care nu se regăsește. Toate aceste elemente nu fac decât să recompună o monografie spirituală sufletească a celor din acest spațiu cu totul și cu totul deosebit. Mai are ceva deosebit în această carte și eu am publicat în acesta pe care o realizez, Vata Veche, în serial fragmente, nu fragmente, integral, textele la care vreau să ne refer. Cartea include și un număr important de scrisori ale lui Aurel Dumitrașcu către Emilia Amariei. Eu când am scris prima dată despre ele, le-am comparat cu schimbul epistolar de data aceasta numai dintr-o singură direcție, fiindcă nu erau și scrisorile Emiliei Amariei către Aurel Dumitrașcu. Am comparat aceste epistole cu cele pe care Eminescu i le-a adresat iubitei lui. Există atâta curățenie a gândului în toate scrisorile pe care le-a scris Aurel Dumitrașcu, încât ai sentimentul că, de fapt, ele nu erau scrisori care erau adresate unei ființe pământești, ci erau modele
după care se putea comunica cu orice iubită din această lume. Sunt odată tulburătoare scrisorile lui Aurel Dumitrașcu, dar apoi ele cu siguranță că reprezintă o sursă de continuă energizare a destinatarului, a Emiliei Amariei, pentru că de atâtea ori se reîntoarce la aceste poeme și o face din. Și aici vreau încă o mică paranteză să fac, și anume să-i laud pe cei care au avut inițiativa de a da bibliotecii numele lui Aurel Dumitrașcu. E un lucru extraordinar. Sunt convins că dacă veți rămâne până la finalul acestei întâlniri, veți decide, domnul primar, ca numele Căminului Cultural să fie Emilia Amariei. Nici nu știți ce comoară de artist este Emilia Amariei. Și a risipit o viață talanții, dar recuperează acum puternic, vine din urmă și o face, să știți, cu foarte multă trudă. Când a venit astăzi în sală, repeta. Adică nu mai apare în fața publicului oricum și cu orice și nu îmbrăcată oricum. Este, cum să zic, una dintre valorile pe care Borca le dă acestei țări, le dă culturii române, iar noi mureșeni suntem mândri că v-am luat. Și nu valorificăm noi cu atâta amintie cu cât o puteți face dumneavoastră, dar ea este una dintre numele care vor rămâne. Eu glumesc de multe ori legate și să nu vă supărați pe mine, că eu nu fac politică, nu am carnet de partid, sunt un om liber. Le mai spun unor primați, domnule, nu o să ai niciodată statuie în oraș. Dar o să vezi că poeții ăștia pe care nu-i ajuți astăzi, o să aibă statuie. Așa că dacă vrei să ai statuie, nu le spun unor primari, ajutați-i pe poeți, ajutați-i pe oamenii de cultură, fiindcă în felul acesta vă legați numele de împlinirile spirituale, culturale ale acestui neam. I-am scris un poetul din Tânărânt pe care l-am evocat, pe care l-a dat afară primarul, numai fiindcă nu ne-i plăcea ochii lui. Era cel mai bun director de casă de cultură din Tânărânt, poate chiar din județ, și l-a dat afară. Și am scris următoarele versulețe care au apărut alaltele pe Facebook. Răzvan Ducan, nume de stradă și statuie în orașul care l-a bătut în cuie. Iubiți, domnul primar, oamenii de cultură, nu-i bateți în cuie și observ că dumneavoastră îi dați jos de pe cruce și aduceți de oameni care știu să le prețuiască valoarea. Te felicit, Emilia Amariei, că existi. Îți mulțumesc că m-ai invitat să fiu alături de tine la această sărbătoare a cărții, sărbătoare a poeziei. Ce aș putea să spun eu în acest final, tot printre unui poet drag mie, decât că de acum aș putea să merg fără de picioare. Dar fără de picioare, fiindcă unde trebuia să ajung, am ajuns. Și fără de ochi. Dar fără de ochi aș putea să privesc. Fiindcă pe cine trebuia să văd, am văzut. Și fără de mâini. Dar fără de mâini aș putea să trăiesc. Fiindcă pe cine trebuia să îmbrățișez, am îmbrățișat. Vă îmbrățișez. Sora doamnei Emilia Amariei, nu mai cuprinde acolo în față. Voi vin acum pe doamna Elena Povel, este o poetă din român, a venit atât de departe la noi, să spună câte ceva despre cărțile Emilia Amariei. Mă numesc Elena Povel, sunt din Roma. Am trecut și eu multe lucruri în aceste emoții prin care am trecut acum Emilia. Vă felicit mult pentru. Lăsați că am voce destul de mare, dar am lucrat în învățământ de copii și glasul meu se pune de peste tot. Știu care ar putea să înseamnă acest lucru.
Mi-a plăcut bine când am auzit de această lansare, m-am bucurat grozav că pot avea beneficiul de a fi astăzi aici cu mine Emilia. Te felicit pentru tot ce ai făcut și, într-adevăr, mi-a atras atenția acest obiect care al tehnologiei moderne, care este atât de integrat cum este internetul, așa, că am reușit să ne cunoaștem pe internet. Este un lucru mare, foarte interesant. Ce mi-a atras atenția în mod special la tine este faptul de a ai o înfățișare luminoasă, o ie plăcută, care vorbește românește exact ca și noi în viață, și mai ales că suntem din această zonă, suntem nemțenci. Așa. Mie mi-a plăcut mult felul cum scrii, m-a atras în mod special românismul acesta pe care l-am văzut, moldovenismul de altfel, în dansuri, în expresii, în cuvinte și aici, mai ales, exact cum acum mitraliera grea este pe domnul primar, că așa se întâmplă în situații de acestea, felul cum este respectat un loc de valoare în acest sătut, în această localitate în care nu te aștepți să vezi sau să întâlnești prea multe lucruri așa de valoroase. Să fac o apropiere sau asociere cu ce a spus domnul dinaintea mea și foarte mulțumesc mai ales pentru introducerea în respectarea vârstei. Noi nu avem vârstă, cei care scriem, și așa este. Așa. Venind în pace de la Roma, am întâlnit undeva o societate de materiale de construcții foarte interesant numită. Și tocmai vorbeam de partea sau înfițarea în cuie a unor personaje importante, chiar cuiul se cheamă această societate de materiale de construcții. Am vrut cu fiul meu și am zis, mai oprește un pic, dacă poți să faci o filmare acestui lucru, mai impresionat, extraordinar, cum atât de simplu poate să fie societate. Deci, dacă este nevoie de bătută cu prietenii și lume, găsim acolo la societatea asta care se numește Cuie. Așa, vă recomand cu drag de venire. Este drumul nostru spre rog. Așa. Să mă întorc la realizările prietenii mele de literari, într-adevăr, avem ce citi, avem ce vedea, însă, probabil, așa cum toate se fac la timpul lor, și eu la bătrânețe, n-am niciodată în bătrânețe, și eu la această vârstă, așa, am reușit să lansez cele 1000 de poezii scrise în timpul vieții. Toate lucrurile au avut prioritate înainte acestor lucruri, dar m-am gândit că ar fi bine să vină și timpul lor să le adun în copert. Am avut acum două săptămâni și eu duc pe Lansare de Carte. Anul trecut am avut un debut foarte bine realizat, așa cum este astăzi. Așa? Și tot așa, domnul primar al Romanului și-a luat porția de îndemnuri pentru a încuraja cultura românească, cultura din zona noastră. Și, într-adevăr, așa este, în Moldova, multe minți luminate și tipuri frumoase apar pe această latură și acest domeniu al culturii. Eu am lucrat cu copii, am lucrat, cum vedeți, voce slavă Domnului, așa, și am vrut să audă lumea ceea ce spun eu, nu numai prin vocea mea, așa cum și Emilia a făcut, acum nu numai prin vocea extraordinar de privitoare, când am intrat, am rămas uimită la felul cum cântă. Întreb pe fiul meu, zic, să fie doamna din, de pe Facebook, cu care sunt eu prietenă, dar am zice fiul, că deja în vasă de lucrurile cu mine. Așa. Și m-am bucurat destul de mult că la noi se mai aude ceea ce gândim și ceea ce simțim, nu numai prin scris, ci și prin vocea noastră. Deci, iată niște realizări extraordinare. Sunt mulțumită și mândră că am reușit să văd atâta lume aici. Tot într-o zi cu ploaia m-am zis și eu la stare și am zis, hai, nu o să-mi vină nimeni. Și Muzeul de Artă din Roma s-a umplut deodată de oameni că nu mai reușea Muzeul de Apa să aducă scaune să aibă lumea unde să stea. Deci suntem cu noroc, Emilia, stai liniștită, lumea ne iubește, toți cei ce avem de spus noi îi spunem din suflet și de aceea ne iubește toată lumea. Pentru că e vorba de ținuta propriei noastre, de ținuta noastră și în corp, și în vorbă, am și o poezie pe care ți-o dedic cu cea mai mare plăcere și cu sufletul meu de prieten adevărat. Tu ești român, zic eu. Tu ești român, copilul meu.
românii și copilul tău. Vei fi român în prag la tine, chiar din rând, chiar din tine. Aceasta este țara ta, Norica, oriunde în lume te-ai aflat. Și nu lăsa pe rău să-mi vorbească niciun dușman de vatră românească. Să știi că Ia și Catrința au îmbrăcat pe toate românuțele din sat. Și copii și pălării au crescut mari bărbații cu putere peste jar. Să nu te rușinezi de țara ta române, că nu-ți va fi în altă parte bine. Și nimeni nu va trezări la vorba ta decât tot fratele cel sfânt cu inima. Felicitări Domnului care sunt așa un duhărit de plăcut. Am să vă caut pe Facebook dacă sunteți și să urmăresc tot ce am făcut. Mi-a făcut o mare fericire. Mulțumesc tuturor care ați venit și ne urmăriți ceea ce scriem noi. Pentru noi, scriitorii, dumneavoastră sunteți criticii noștri adevărați, nu un critic literar, cum spun eu de multe ori și n-am găsit un dușman, că adevăratul critic al operelor scrise de noi sunt cititorii noștri. Dacă greșesc, vă rog să spuneți. Doamna Emilia Amariei este și cântăreață de muzică populară. Aveți pe fiecare scaun partituri și veți cânta împreună cu ea și cu domnul Petrica Mariei, verișorul domniei sale, veți cânta muzică patriotică. Cântece patriotice! Pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Mă bucur enorm privindu-vă din nou chipurile luminoase și simt dragostea dumneavoastră cum se revarsă peste mine. Este așa de plăcut să mă primiți cu atâta dragoste. Vă spun sincer, după ce am venit la mine părinți, parcă nu mai venea să plec acasă. O vreme chiar nu venea să mai iei. Dar după evenimentul de anul trecut, când ați fost atât de deschiși, m-ați iubit atât de mult că m-am simțit emoția pozitivă cum mă înfășoară și mă îmbrățișează. Și revăd din nou aceleași chipuri pe care le-am văzut anul trecut, dar și chipuri noi. Și vreau să vă salut și să vă mulțumesc din toată inima, să vă asigur de respectul și considerația mea, pentru că zilele de astăzi, cum spunea și domnul Văciuț, pentru poezie se face mai puțin. Dar noi avem aici la Borca o minune de primar care, deși este atât de modest și spune că nu se pricepe la cultură, el iubește cultura din toată inima și asta nu în cuvinte. Domnul primar iubește cultura cu sufletul pentru că l-am văzut de multe ori, tot prin intermediul internetului, prezent în acțiunile pe care le-a întreprins ansamblul Izvoarele Vorcutului, l-am văzut la Măruță, a fost prezent și a sprijinit. Vreau să vă spun că admir nespus de mult acest ansamblu care păstrează tradițiile și portul românesc. Sunt așa de frumoși, vă mulțumesc domnului Ignescu pentru cele patru perechi care astăzi au fost nemaipomeniți. Deci pe mine m-am impresionat profund. Mulțumesc domnul primar pentru că v-ați implicat în acest proiect, pentru că m-ați ajutat. Și ați făcut ca această carte, Scrisorile Destinului, să poată vedea lumina tiparului. Vă mulțumesc că dumneavoastră, într-adevăr, dați jos de pe cruce poeții și oamenii de cultură. Sunteți un primar unic, un primar deosebit și eu cred că dumneavoastră puneți pe primul plan viața comunității și apoi viața dumneavoastră personală. Felicitări, domnul primar! Mulțumesc mult!
verișorului meu, Vasile Amariei, director al Liceului Mihail Sadoveanu, care, ca de obicei, a cuvântat atât de frumos, că de multe ori îmi vine să îndemn să se apuce de scris. Chiar mă gândeam, de ce nu scrie oare? Atinge sufletul când vorbește. Pe mine cel puțin mă emoționează. Mulțumesc mult pentru implicare, pentru tot sprijinul pe care mi l-ai dat și acum și la evenimentul de data trecută. Mulțumesc domnului Cristacaru, pe care tot prin intermediul Facebook-ului, iată că este bun și Facebook-ul la ceva, l-am cunoscut, deci, de fapt, a cunoscut poezia mea și nu pe mine, ca și doamna Elena Coviu. Pe mine poezia mă reprezintă. Chiar am scris recent o poezie, ceva de genul, poezia este cartea mea de identitate. Și iată, domnul Crisacaro, îndemnat de versurile mele, a făcut să încerce să mă cunoască cât se poate virtual. A fost prezent și data trecută, dar asta să avem surpriza că și-a adus și soția, în care îi mulțumim. Mulțumim, domnul Crisacaro. Ce să spun despre domnul Băciu? Cuvintele sunt prea puține pentru a mulțumi domnului Băciu. Ați avut dumneavoastră privilegiul să-l ascultați, v-a convins. Domnul Băciu are un palmares foarte bogat, nu știu, cred că aveți peste 90 de cărți publicate deja. Degeaba sunteți atât de modest, totuși asta spune ceva. Așa? Atâtea funcții importante și astea spun ceva, că nu ocupăm funcțiile așa, pe ochi frumoși. Înseamnă că sunteți cu adevărat reprezentantul culturii românești și eu știu sigur că sunteți, pentru că vă observ că sunteți prezent la aproape toate evenimentele culturale din țară. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul în editarea acestei cărți de proză, pentru tot sprijinul spiritual acordat și vă mulțumesc din suflet că ați făcut un drum atât de lung să fiți prezent astăzi aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră celor din sală, care sunteți un public atât de călduros. Mulțumesc părintele Mihai Efrim, care astăzi și-a făcut timp și iată este aici cu noi. Părintele Gheorghe Țuțuianu, care este și nepotul meu. Mulțumesc, doamna Andronic, chiar am spus, vreau să vină doamna Andronic, că este sufletul manifestării, a evenimentului. Sunteți cu adevărat. M-am susținut, știu sigur că așa sunteți și v-am auzit vocea de multe ori încurajându-mă. Mulțumesc surorii mele, Elena Țuțuianu. Mulțumesc, doamna Fogel. A fost o surpriză nemaipomenită. Mulțumesc și copiilor, tinerilor, nu vă supărați că vă spun copii, nu? Sunteți tineri frumoși, dar încă sunteți copii. Sper să plecați de aici cu o lecție de viață. Sper să înțelegeți că voi, care vă pregătiți aici în școlile românești, n-ar fi bine să plecați atunci când terminați studiile și puteți începe viața, puteți pune umărul la reconstrucția acestei țări. Vreau să vă spun ceva despre iubire, dar m-aș întinde prea mult. Vă spun în scurte cuvinte că noi ne-am pierdut iubirea. Iubirea cea firească pe care o găsim acolo, în Biblie, undeva. Pentru vremurile acestea se spune că nu va mai fi dragoste firească. Nu ne mai iubim pe noi înșine, în primul rând. Am uitat să ne uităm în interiorul nostru, să vedem cine suntem, să ne amintim de unde venim. Să ne învățăm să ne iubim pe noi înșine, să ne iubim aproapele, să ne iubim prietenii, familiile, consătenii, căci iată, prin dragoste și unire în cuget, putem reface țara, putem aduce bucățica aceea care stă de atâta timp acolo, peste prut, acasă. Pentru că spuneau niște vorbe înțelepte domnul Părintele Sărioae, a spus multe vorbe înțelepte, dar eu mi-amintesc una acum. Diavolul sau cel rău poate dezbina doar atunci când suntem noi dezbinați în Duh. Atunci când omul este unit în Duh, adică în cuget și în simțit, acolo nu vine cel rău, nu poate pătrunde rău. Mai ales că suntem atâția poeți. Mulțumesc, domnule Mihai Nicoliță, că sunteți aici. Domnului Dorel Rusu, de asemenea. Și dumnealui este scriitor. Vă mulțumesc tuturor pe care poate am uitat să-i numesc. Pentru că sunteți astăzi aici.
Dar să reiau ce am vrut să spun, deci cândva, mi-aduc aminte de generația mașoptistă, cât de uniți erau poeții și scriitori, erau ca frații. Aș vrea să fim din nou ca frații cu toții, pentru că suntem o forță. Dacă ne unim, putem schimba ceva. Poezia și cântecul lucrează acolo, în sufletul omului. Și pot să schimbe inima. Ne pot uni și putem să ne refacem țara și să nu ne mai un zbor peste hotare, pentru că acolo viața nu este chiar atât de roz pe cum s-ar crede. Vă mulțumesc mult pentru prezență și vă rog să cântați împreună cu mine, nu înainte de a mulțumi doamna Iolanda Rupescu, moderator în acest eveniment, care a pus tot sufletul în organizarea evenimentului, care de fiecare dată mă încurajează și mă susține. Mulțumesc, doamna Iolanda Rupescu! O să vă rog să cântați împreună cu noi. De aceea am și textele ca să cântăm împreună așa cum sunt frații, uniți la bine și la greu, uniți în cuget și în simțire.
și Ioane și Gheorghe în sală, avem și aici la masă, așa că Ioane și Gheorghe, ridică-te!
semne astrale, motto, după soare vine vânt, după dragoste urât. Stea singură și târzie, doar inima mea te știe. Cum se sting stele de cer, așa iubirile pierd. Cât iubire am pierdut, atâtea stele au căzut. Cerul rece și înstelat, de când mândra m-a lăsat. Stele sunt pe tot înaltul, mândra a fugit cu altul. De te-a părăsit o fată, luna-ți pare îndoliată. Când dă luna după nor, atunci iubirile dor. Chiar de-i lună, chiar de-i soare, dragostea pierdută doare. Vă mulțumesc!